Salutare! În acest clip vreau să vă prezint cât mai pe scurt review-ul meu al lui Oppo Find X3 Pro, iar pentru început, hai să vedem specificațiile acestuia. Avem practic de a face cu un flagship, deci avem Snapdragon 888, o construcție premium cu rezistență oficială IP68 la apă și praf, un ecran 2K AMOLED la 120Hz, 256GB stocare pentru varianta de bază, minim 8GB RAM, o încărcare foarte rapidă la 65W, difuzoare stereo, senzor de amprente sub ecran, conectivitate la zi și toate cele. Și nu în ultimul rând, evident, camere de top. Avem două camere aproape identice de 50 de megapixeli. De ce spun aproape identice? Pentru că una este ultra-wide și una este wide, iar una are apertură de f1.8 și cealaltă are apertura de f2.2, iar ambele au senzorul fizic ca și mărime de 1x1.56 inch, deci un senzor destul de mare, însă nu cel mai mare din industrie. Iar singurele diferențe dintre cele două camere, evident, stau la lentile, una e wide, una ultra-wide, dar și deschiderea aperturii. După cum ziceam, f1.8 pe cea wide și f2.2 pe cea ultra-wide. Trecând mai departe, mai avem o cameră telefoto cu zoom optic 2x, care este una de 13 megapixeli cu apertura f2.4, deci totuși nimic wow la banii plătiți. Iar mai apoi avem o cameră microscop, din păcate doar de 3 megapixeli, însă își face bine treaba din punctul meu de vedere. Dar totuși consider că această cameră microscop își are cumva sensul comparativ cu aproape toate camerele macro de pe toate telefoanele. Pe partea foto eu zic că se comportă chiar bine la banii plătiți, mai ales cu camera ultra-wide, care în general chiar și pe flagship-uri nu este un senzor chiar atât de bun, efectiv el fizic mă refer. Acum evident că la zoom nu se poate compara cu S21 Ultra având doar zoom optic 2x, însă camerele wide și ultra-wide sunt chiar bune, n-am ce să mă plâng. Acum aveți pe ecran un exemplu despre cum se comportă HDR-ul pe acest telefon, adică cum se vede poza înainte să faci efectiv poza și cum se vede după procesare. Și practic, ăsta este HDR-ul pentru cei care nu știu treaba asta. Pe partea video nu prea o să comentez, o să vă las pe voi să vă dați cu părerea în comentarii, evident și despre partea foto vreau să vă dați cu părerea în comentarii, dar tot ce vreau să spun despre video este faptul că mi se pare ok, dar tot iPhone-ul rămâne rege pe partea video, mai ales iPhone-ul 13. 1080p, 60 de cadre pe secundă, ultra stabil, acum merg mai repede decât dățile trecute. Încărcarea, din păcate, nu am avut cum să o testez pentru că nu am avut încărcătorul original la dispoziție, însă autonomia este chiar foarte bună, având în vedere acel ecran 2K la 120Hz, care pe lângă asta este și foarte luminos. Practic 4 ore și 38 de minute de ecran pornit și am mai rămas cu 21% baterie, deci ar fi trecut lejer de 5 ore de ecran pornit la o utilizare normală, adică nu m-am jucat pe el. Maxim am intrat pe PUBG 5-10 minute cât să-l testez, cam atât. Acum, trecând la performanță și cum s-a comportat el în general, evident, fiind un flagship, s-a comportat foarte bine, adică n-avea cum să nu fie bine pe partea asta. Bug-uri nu am întâmpinat, iar scorurile din testele sintetice, dacă a intrat sau nu în throttling, cum s-a comportat el în gaming, cum s-a comportat senzorul de amprente și așa mai departe, toate le găsiți în speed testul acestuia, nu o să le mai reiau aici. Iar acest speed test o să-l aveți la finalul clipului undeva pe zona asta. Și acum totuși, înainte să închei clipul, realist vorbind, merită acest telefon undeva la 4500 de lei? Sincer, eu cred că nu. Ca și alternative am avea de exemplu S21, care este pe la 3500 de lei, Xiaomi Mi 11 sau Xiaomi 11T Pro, care sunt pe la 3000 de lei, dar evident, cele două din urmă de la Xiaomi au camerele o idee mai slabe, din păcate, dar ca și alternativă mai avem și iPhone-urile, mai ales iPhone-urile 13. Se poate chiar să prinzi un iPhone 13 Pro la banii ăia, însă un iPhone 13 simplu, sigur îl prinzi în acel buget și eu pe acest iPhone 13 îl văd mai bun cam la toate capitolele decât acest Oppo Find X3 Pro. Până la următorul, după cum ziceam, aici speed testul lui Oppo Find X3 Pro și aici ai alt clip interesant. Deci ne vedem acolo pe unul dintre clipuri.